Isotec a lansat un nou concept pentru nemțeni. Nu mai este vorba de o izolație termică sau fonică, ci de un sistem care oferă protecție aproape totală, inclusiv împotriva infracțiilor. Toate acestea la prețuri care nu au nicio concurență. Această cercetare a fost montat geamul termoizolant cu ajutorul STP, realizându-se un corp comun între partea din PVC și cea de sticlă. Practic, caracteristicile statice ale sticlei au fost preluate inclusiv de structura de PVC. Vom verifica acum rezistența acestei lipituri, călcând pe sticlă. Menționez că sticla a fost montată, după care bagheta a fost scoasă, practic ea ne ținându-se acum decât în garnitura STP. Frică că s-ar putea să se spargă geamul, nu să se desprindă din cauza garniturii. O fereastră realizată și cu geam, așa cum a explicat colegul, STV, și cu un profil cu o dimensiune mai mare de 70 de mm, cu adâncime mai mare. Este o fereastră pe care putem demonstra, vă spuneam, de aerisirile multiple în una din unul din avantajele pe care vi le poate oferi această felonerie. Da? Vedeți ce ușor pot avea o paletă de deschideri foarte utilă pentru eliminarea umezelii, pentru eliminarea altor mucegaiuri, spori. Este o fereastră perfect funcțională, însă cu o feronerie și pregătită pentru o testare la efracție. Este un test care durează 15 minute. 15 minute este timpul în care se poate sta în dreptul ferestrei. Sculele sunt în contact cu fereastra pentru cel mult 3 minute. Dacă în această perioadă nu s-a realizat efracția, să zic așa, testul este considerat trecut.